această săptămână la Mapamond Creștin. Comorile ascunse ale Arabiei Saudite, istoria biblică din adâncurile deșertului saudit și motivul pentru care toate acestea sunt în pericol. Aventurile mari trimiteri. Ea se numește O misionară atipică. Veți vedea modul în care Dumnezeu a transformat pasiunea Rebecca Friday pentru a o face o slujitoare pe viață. Susținătorii pro-viață sunt atacați, în timp ce FBI îi arestează pe cei care protestează în fața clinicilor de avort. Centrele de consiliere pentru femeile cu o sarcină nedorită sunt incendiate și vandalizate. Bun venit la această ediție a emisiunii Mapa Mond Creștin! Câteva locuri fascinante din Biblie ar putea fi în Arabia Saudită. Printre acestea este și locul unde poporul evreu a trecut Marea Roșie și Muntele Sinai. Însă această zonă, bogată în istorie biblică, poate fi pierdută din cauza unui proiect major de dezvoltare. Chuck Holton de la CBN vine cu detalii din îndepărtatul deșert saudit. Până acum, colțul de nord-vest din Arabia Saudită a găzduit mai multe cămile decât oameni. Această situație s-ar putea schimba cu siguranță dacă planurile ambițioase ale prințului moștenitor Salman vor fi puse în practică. Moștenitorul tronului saudit a anunțat recent că această regiune va găzdui un nou oraș de 500 de miliarde de dolari numit Neom. Imagine a traditional city and Scopul e ca acest oraș să găzduiască o populație de 9 milioane de oameni și să fie cel mai modern și cel mai ecologic oraș. Puțini știu însă despre istoria biblică autentică a acestei zone. Însă cei care o cunosc se întreabă dacă acest proiect de proporții va ajuta sau va dăuna valorii istorice a acestei zone. Andrew Jones a studiat arheologia biblică pentru mai bine de un deceniu. Echipa CBN l-a urmat în aventura sa de o săptămână pe niște situri biblice fascinante, locuri despre care aproape toată lumea a citit, dar puțini ajung să le și vadă. Potrivit lui Jones, muntele Sinai se află de fapt aici, foarte aproape de locul unde s-a propus construirea noului oraș saudit. Cel mai important aspectul reprezintă faptul că Moise, când păzea turma lui Ietro, care era soclul său, și când a fugit din Egipt, a trăit în țara lui Madian, care se află la nord de Arabia Saudită. Nu există dovezi arheologice pentru Madian în peninsula Sinai. Într-o zi, când păzea turma, a mers pe muntele lui Dumnezeu conform cărții Exod și a văzut rugul aprins pe muntele Sinai. Astfel înțelegem că muntele Sinai e aproape de casa lui Ietro din Madian. Potrivit teoriei sale, după ce au trecut de Marea Roșie, israeliții nu ar fi rătăcit în acest deșert. Pe măsură ce echipa a reconstituit pașilor, s-a văzut cu ușurință de ce ei s-au gândit în primul rând la apă. După ce israeliții au trecut Marea Roșie în Exod 15, se spune la sfârșit că au ajuns la o oază pe nume Elim, unde erau 12 izvoare și 70 de palmieri. Ei bine, cele 12 izvoare sunt încă acolo. Iată unul dintre ele în spatele meu, care a fost înconjurat de ciment, dar încă mai e folosit de beduini în această zonă. Oare acest proiect saudit nou va pune în pericol dovezile acestui se va construi eveniment un din trecut? De line, care se va întinde de la coastă până la munții Madian. Tocmai au anunțat următorul oraș, care e pe munții Gebel Alaus, despre care presupunem că e muntele lui Dumnezeu. Vom vedea în deșert drumuri noi și tabere pentru muncitori. E un proiect care va dura mai mulți ani. Sperăm să nu se întâmple totuși așa, deoarece s-ar strica priveliștea și tot ce are semnificație biblică. După ce am mers mai mult prin deșert, am ajuns la acest loc, un munte gigantic cu un vârf care pare ars. Suntem înconjurați de dovezi potrivit cărora acesta este Muntele Sinai. Știu că sunt multe alte locații propuse pentru Muntele lui Dumnezeu, însă acest munte de aici e în țara lui Madian, care se potrivește cu toate dovezile biblice pentru Muntele Sinai sau Muntele lui Dumnezeu, sau, după cum mi se mai spune, Muntele Horeb. Această câmpie vastă de la Poalele Muntelui ar fi putut găzdui cu ușurință Israeliții și toate animalele lor. John se ne spune mai multe. Ron White a descoperit aceste bucăți de marmură când a venit aici pentru prima dată, în anii 1980. În 1985, el a găsit pe o bucată de marmură numele Solomon, Muntele lui Dumnezeu Moise, scrise în limba ebraică antică. Astfel, el crede că datorită acestor cuvinte cheie, regele Solomon a ridicat aici un altar din marmură, dedicat muntelui lui Dumnezeu la poalele muntelui Sinai. Uitați-vă la această construcție, un altar mare plasat aici și acoperit cu pictograme. Multe sunt imagini cu vaci, animale care în vremurile antice nu existau aici, însă existau în Egipt. Dacă acesta este adevăratul munte Sinai, atunci nu puteam să plec fără să fi urcat pe el. Guvernul saudit are aceste planuri mărețe pentru întreaga zonă, sperând să o transforme într-o oază de confort modern. Mie îmi place așa cum e acum, fiindcă am văzut aici cum exodul a prins viață. Am reușit. Acesta este vârful Jabal Musa, muntele lui Moise, unde Dumnezeu a coborât și l-a întâlnit pe Moise pentru a-i da cele 10 porunci. Am avut mult de urcat, dar ce priveliște minunată! Mi-a luat vreo două ore și jumătate să ajung aici sus, la 5 km de locul unde am parcat mașina. Dar a meritat fiecare pas. Nu cred că voi putea spune cu adevărat dacă acesta este locul unde Moise s-a întâlnit cu Dumnezeu, de aceea e nevoie de credință. Saudi Arabia. I'm Chuck Holton for CBN News. Rămânem în Orientul Mișlociu. Protestele antiguvernamentale se răspândesc în Iran. Muncitori din industria petrolieră de o importanță cheie își părăsesc locul de muncă pentru a se alătura demonstrațiilor dominate de femei și studenți. Protestele au început cu aproape o lună în urmă când o femeie de 22 de ani a murit în custodia poliției de moralitate deoarece nu și-a purtat hijabul în mod corespunzător. Forțele de securitate reprimă protestele. Un grup care militează pentru drepturile omului susține că au fost uciși 200 de iranieni. În această săptămână, musulmanii de etnie uigură au protestat împotriva genocidului uigurilor din China în fața Departamentului de Stat al SUA, deoarece regimul comunist continuă să persecute minoritățile religioase. Protestatarii au cerut guvernului SUA să ia măsuri mai puternice pentru a opri genocidul uigurilor și a poporului turcic. Cerem tuturor națiunilor din lumea liberă, mai ales guvernului SUA, care s-a angajat să pună capăt genocidului din Turkestanul de Est, să rezolve problema prin condamnarea oficială a ocupației chineze din Turkestanul de Est și prin susținerea efortului Turkestanului de Est de a recâștiga independența care îi se cuvine. Potrivit unui raport întocmit de Națiunile Unite, felurile în care China tratează uigurii și alte minorități pot fi considerate crime împotriva umanității. Rebecca Friday a început să participe la misiuni pe termen scurt în anii 1980. În prezent a fost deja de 24 de ori în America Latină, slujind ca director adjunct la un orfelinat, ca profesor de engleză și în multe alte feluri. Ea a scris o carte intitulată Great Commission Adventures. Rebecca ni se alătură pentru mai multe povestiri palpitante. Rebecca, îți mulțumesc pentru participare. Spui că ești un misionar atipic. Ce înțelegi prin asta? Well, um... Cred că sunt cam fricoasă. În liceu sau la facultate nimeni nu m-ar fi votat ca și cea mai curajoasă persoană de pe planetă. Ai scris în carte Dumnezeu e peste tot, chiar și în zonele cele mai înfiorătoare. Te rog să ne vorbești despre ce locuri vorbești și cum l-ai văzut pe Dumnezeu lucrând în câteva dintre aceste locuri. Străzile sunt periculoase. Guvernul nu asigură străzi sigure pentru oameni. E înfricoșător să fii pe străzi. Nu ies pe stradă noaptea doar dacă sunt cu un grup de oameni. Însă o experiență minunată pentru mine. L-am văzut pe Dumnezeu lucrând în așa de multe feluri, mai ales în munca mea cu orfanii. E o experiență devastatoare pentru un copil să fie despărțit de familie și să fie plasat într-un orfelinat. Am văzut cum Dumnezeu a schimbat vieți și a refăcut viața multor copii mici. E minunat să vezi cum Dumnezeu face astfel de lucruri. Rebecca, o mare parte din cartea ta vorbește despre slujirea ta de un an la un orfelinat aflat pe o insulă din Honduras. Spui că moștenirea ta, care va dăinui, e un cântec de dragoste pe care îl cânți orfanilor noaptea. Care e acel cântec și de ce e așa de profund? Bine, nu îl voi cânta. Te iubesc așa de mult, te iubesc așa de mult, nici nu pot să spun cât de mult te iubesc. Ești deosebită, ești deosebită. Mă bucur că faci parte din viața mea. Apoi continuă. Te iubesc, te iubesc, te iubesc. Copiilor le place să îl audă, nu se mai satură. Câteodată când mă văd, îmi spun să cânt acest cântec. Sunt copii. Astfel le cânt cântecul când îi culc seara, ceea ce nu se întâmplă des în orfelinate. Îmi place cântecul, deși nu te-am auzit cântându -l. De asemenea, ai scris că lucrarea Marii Trimiteri e plină de necunoscute, ceea ce pare un ocol de fapte apropie de planul lui Dumnezeu și un lucru major devine unul minor. Îmi place asta. Cum a schimbat munca ta de misionar modul în care vezi prioritățile lui Dumnezeu? Întâmplarea care îmi vine în minte e asta. Am predat și engleză, am avut 60 de elevi. Una dintre eleve era însărcinată ultimul trimestru și ea era singură la nivel avansat. Am avut-o la ore. Era în luna a noua. A născut și copilul a murit. Nu mă așteptam să fac asta. Scuze, nu mă pot abține, dar îmi aduc aminte că m-am dus acasă la ea. Ea era devastată. Sunt sigură că m-am dus acolo cu un motiv clar. Da, să-i oferi alinare și să-i spui că totul va fi în regulă. Vorbește-ne despre viețile schimbate. Ai părăsit o viață confortabilă pentru a sluji într-un orfelinat din Honduras. Ne poți da un exemplu mai deosebit legat de o viață care s-a schimbat cu ajutorul tău? E o fată care acum are 19 ani. Avea 10 când a venit la orfelinat. Ea nu și-a spus povestea prea multor oameni. Eu tocmai mă recuperasem, am avut cancer și asta a deschis ușa spre ea. Ea mi-a spus că atunci când era mică, ea a venit la orfelinat la vârsta de aproximativ 10 ani, deci atunci avea 8 sau 9 ani. Ea a văzut cum mama ei a murit de cancer. Cu siguranță a fost o experiență grea, deoarece trăia în una dintre zonele cele mai sărace de pe insulă, unde nu avea parte de o îngrijire medicală bună. Apoi a apărut tatăl ei să preia custodia asupra ei și a surorii ei și a abuza sexual de ea. Mi-amintesc cât de tristă a fost povestea ei. Ea a spus că la început nimeni nu a crezut-o. Ne-am apropiat foarte mult de-a lungul anilor și Dumnezeu i-a schimbat radical viața. Oricare dintre acele experiențe ar fi putut distruge o persoană. Acum are 19 ani și are un simț minunat al umorului. E optimistă și se încrede în Dumnezeu. E studentă, vrea să devină asistentă medicală. E o persoană minunată. Nimeni nu ar spune că a trecut prin acele traume groaznice. Mă bucur că ai fost alături de ea. Rebecca, spune-ne care e mesajul cărții tale. Sper că oamenii vor deveni pasionați de misiune. Pe mine mă pasionează misiunea încă din adolescență, dar nu văd asta la ceilalți oameni. Acesta a fost motivul principal pentru care am scris cartea pentru a motiva oamenii. Știu că nu pot toți să meargă pe linia de front și să se implice, însă pot oferi susținere financiară, pot duce oamenii cu mașina la aeroport, se pot ruga pentru ei. Misionarii au nevoie de foarte multă susținere, așadar sper că am reușit să motivez oamenii pentru marea trimitere. Centrele de consiliere pentru femeile cu sarcină nedorită din SUA sunt atacate de la decizia Curții Supreme de a îndepărta protecția federală pentru avort. Angajații acelor clinici non-guvernamentale și femeile care au nevoie de serviciile lor sunt expuse riscului, mai ales în statele republicane ca Massachusetts. Heather Shells de la CBN vine cu detalii. La scurt timp după votarea istorică privind legea avortului, extremiștii au atacat centrele de consiliere din Worcester. Ei au lăsat un grafiti pe trotuar cu inscripția Răzbunarea lui Jane și au spart geamurile. Poliția a fost aici, la fața locului, și ne-a așteptat. Directoarea Kelly Wilcox spune că intenția a fost clară. Ei încearcă să închidă centrul nostru prin astfel de atacuri. La o oră de rivier, vandalii au lăsat grafitiuri și pe acest centru, amenințând atât angajații cât și pacienții. Suntem preocupați deoarece aceasta e o amenințare deschisă. Centrele de consiliere pentru femeile cu sarcină nedorită din statele republicane ca Massachusetts se confruntă cu situații fără precedent, cu consecințele deciziei Curții Supreme de a anula legea Roe vs. Wade și cu mai multe restricții privind munca lor. În loc de orice plan de protecție, municipalități ca cea din Worcester se gândesc să scoată ordonanțe care să penalizeze aceste centre pentru ceea ce opozanții numesc comunicare înșelătoare. Procurorul șef al statului, generalul Maura Healy, insistă cu o notificare potrivit căreia majoritatea centrelor nu sunt facilități medicale autorizate, unde personalul neautorizat efectuează ecografii incorrecte și unde se dau adesea informații neprecise și înșelătoare despre avort. Minciuna stă la baza centrelor de consiliere. Senatorul statului, Elizabeth Warren, pune paie pe foc. Centrele de consiliere ademenesc adesea femeile care caută de fapt îngrijire pentru o reproducere legitimă care include și avortul. În august, Warren a introdus legea dezinformării antiavortului, menită să vizeze centrele de consiliere pentru femeile cu sarcină nedorită din întreaga țară. Să face o alegere fără să ai toate informațiile nu e în avantajul femeilor. Directorii din clinici, ca Teresa Larkin și Kelly Wilcox, contestă acuzațiile de înșelăciune și dezinformare. Ele spun că misiunea lor e aceea de a informa femeile aflate în criză despre toate opțiunile, în baza unor adevăruri științifice verificate. Ele trebuie să beneficieze de informații de calitate pentru a lua o decizie bună. Clinicile, ca multe alte instituții, explică online și prin formulare cu semnătură de consimțământ că ele nu fac avort și nici nu fac referire la avort. Pentru femeile care doresc să facă o alegere, se oferă un test medical de sarcină și un test cu ultrasunete pentru a determina stadiul sarcinii și consultații pentru a discuta opțiunile. Multe dintre aceste femei se confruntă cu dificultăți economice și cu ceea ce se numește constrângere reproductivă. Sunt situații în care părinții nu mai plătesc facultatea dacă femeia păstrează copilul sau bărbatul o amenință că o părăsește dacă păstrează copilul. Trei din 10 paciente Clearway aleg avortul. Unele, asemenea lui Corti, au ales atât avortul cât și viața. Chiar și după ce i-am contactat și le-am spus că nu păstrez sarcina, ei m-au acceptat și au ținut legătura cu mine. Courtney a decis să păstreze următorul copil, o fică, și spune că speră că Clearway va rămâne în Worcester, în ciuda presiunii din partea orașului și al statului. Sunt fete care au nevoie de astfel de locuri care să le dea putere și speranța de care au așa de multă nevoie. NIFLA, o organizație națională pentru centrele de consiliere pentru femeile cu sarcină nedorită, spune că ei aduc beneficii incredibile comunității, oferă servicii gratuite de susținere în valoare de 280 de milioane de dolari în fiecare an. Din 1600 de centre, 1400 sunt facilități medicale. Centrele de sarcină pot oferi servicii medicale deoarece au personal medical. Consiliera NIFLA, Anne O'Connor, spune că numai personalul medical oferă servicii medicale ca testul cu ultrasunete și se opune altor acuzații făcute de oficialitățile din Massachusetts. Nu inducem în eroare pe nimeni. Nu știu despre nicio urmărire penală împotriva vreunui centru de sarcină din acele locuri. Mark Rienzi, președintele Beckett, o firmă de avocatură pentru libertatea religioasă din Washington, DC, spune că dacă există dovezi, oficialitățile pot pune sub urmărire pe oricine, conform legilor deja existente. În cele din urmă, dacă Procurorul General are dovezi cu privire la o persoană fraudată care a suferit daune, dovezi privind practicarea medicinei fără licență, dovezi privind informarea falsă, statul Massachusetts a interzis toate acestea, ele sunt ilegale. Sunt convins că sunt mulți procurori dornici să pună sub urmărire penală centrele cu astfel de practici. Rienzi ne avertizează că atât statele republicane cât și cele democrate trebuie să țină cont de faptul că primul amendament se referă la toată lumea. Primul amendament are menirea de a opri guvernele să fie părtinitoare, declarând că doar o parte are dreptate și pedepsind cealaltă parte. Deocamdată, atât Larkin cât și Wilcox depun eforturi pentru a intensifica siguranța și își apără punctul de vedere în fața oficialităților locale și statale. Nu ajunge să slujim în rândul femeilor și al familiilor. Trebuie să informăm comunitatea și legiuitorii despre noi și despre beneficiile pe care le oferim. Mii de israelieni și pelerini evrei din întreaga lume au mers la zidul plângerii pentru a participa la o binecuvântare preoțească specială cu ocazia sărbătorii biblice Sucot sau sărbătoarea corturilor. Pentru prima dată, după restricțiile impuse de pandemie, 50.000 de evrei au mers la locașul sfânt. Acolo, bărbații evrei care vin din familii de preoți au venit să binecuvânteze Israelul așa cum Dumnezeu a poruncit lui Moise și lui Aaron în Cartea Numeri. E unul dintre cele trei festivaluri de pelerinaj în care ni se spune să mergem pe jos, să urcăm la templu. Este palpitant. Acum avem doar zidul plângerii, cotel, ce mai rămas din templu. Păstrăm tradiția de a merge pe jos. De sărbătoarea corturilor, poporul evreu se roagă, mănâncă și chiar doarme în corturi pentru a-și reaminti cum Dumnezeu i-a protejat pe strămoșilor când au rătăcit prin pustie. Partenerii Sibien ajută refugiații evrei din Ucraina să celebreze sărbătorile biblice pe Tărâmul Sfânt. Sibien Israel a ajutat recent la organizarea unui eveniment deosebit pentru ei, plin de dans și muzică. Această celebrare marchează numeroasele luni de când familiile și-au părăsit casele și orașele din cauza războiului din Ucraina. Strigăm la Dumnezeu pentru ajutor. Nu ne așteptăm cu adevărat să ne ajute El însuși, însă vedem că voi ne ajutați. Așadar, faceți lucrarea lui Dumnezeu și vă suntem mulțumitori pentru ajutor. Recent, arheologii israelieni au descoperit numeroase monede din era bizantină într-un loc ce are legătură cu apostolul Petru. Aceste monede din aur curat au fost găsite într-un parc național situat pe înălțimile Golan, într-un oraș care pe vremuri se numea Panaeas. Potrivit tradiției creștine, Panaeas e locul unde Petru a proclamat că Isus este Hristosul și unde Isus i-a dat lui Petru cheile împărăției cerului. Mai târziu, cruciații și-au instalat baza militară în acest oraș. Potrivit arheologilor, aceste monede au fost bătute în secolul al VII-lea și au fost ascunse de cineva înainte de cucerirea musulmană a Tărâmului Sfânt. Emisiunea Mapa Mont Creștin se încheie aici. Mai multe știri puteți găsi pe site-ul nostru, pe paginile de Facebook și de YouTube. Sunt Codruța Burghelea și până data viitoare vă spun la revedere și Dumnezeu să vă binecuvânteze!